Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5 cu moduri. Ei bine, astăzi am pregătit un mod foarte, 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 foarte tare pentru voi. Deci unul dintre cele mai tari moduri pe care le-am jucat până acum. Este incredibil, credeți-mă. Bun, asta e mașina noastră, momentan, deci e o limuzină, adică ne permitem, you know, like, da. Iar noi va trebui să mergem până la aeroport pentru a lua un avion foarte important. Ok, deci intrăm frumos pe ușile aeroportului. Pam, pam, pam. Și începe modul. Bun, deci suntem în North Yankton cu câteva modificări. O să vi le arăt imediat. Vedeți, așa arată. Și e destul de mare, adică, uitați, asta e toată harta North Yankton. Deci e destul de mare pentru un mod, pui mei, zic și eu, pentru o chestie care nu era în joc. Și dacă ați jucat GTA 5 Story Mode, știți de North Yankton, e prima misiune. Dar acum putem explora orașul, dar avem un snowmobile. Din câte vedeți, avem acest camion cu oameni de zăpadă, tras de reni, frate. Deci avem, ar trebui să fie 12, nu? Ăsta trebuie să fie Rudolf. Dar uite, ăsta n-are nasul roșu, știi? Trebuie să aibă nasul roșu, mă rog. Teoretic sunt 12, da? Ăștia sunt legați de mașină, bun. Hai să explorăm puțin North Yankton. Partea tare la acești treni e că putem să ne facem loc prin trafic. Adică uitați-vă și voi, pam, 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 no problem, trecem de mașini. Știi cum zic, adică na. Aici se termină mapa, am înțeles, deci trebuie să o luăm în spate. Bun, hai să vedem, dacă facem stânga aici, unde ajungem? Pur și simplu vom explora acest oraș. Ok, se vine trenul sau? Nu, nu vine nimic, ok. Asta e o biserică unde teoretic... aici am fost eu înmormântat în prima misiune, lol. Uite și tu, frate, ce mașină avem, pe bune, deci e prea tare. Bun, deci avem bisericuța asta, avem o șină de tren. Pe acolo nu putem, hai să încercăm, hai să facem stânga pe aici. Și să mai explorăm ce mai avem de explorat. Uite, drumulețul ăsta are unde duce. Dacă duce undeva. Un copac lăsat. Ah, ok, deci pot să merg pe aici. Și am uitat să vă zic, nu. Am uitat să vă zic că dacă apăsăm pe Elon Boost și cădem în super. Deci nu mai mergem pe drumul ăla că nu e bine. Da, deci ce mai avem prin North Yankton? Din câte vedeți, modul ăsta adaugă extrem de mulți copaci în North Yankton, care arată super super mișto. Să mai vedem drumulețul ăsta, ce mai e pe aici oare, ce mai găsim, știi? Uite o fermă, frate, uite ce mișto e ferma asta. Arată foarte mișto, uite, hai să vedem drumulețul ăsta. Drumulețul ăsta văd că el conectează biserica și și ferma aia, am înțeles. Bun, deci am revenit pe drumul principal. Drumulețul ăsta cred că iar e un drum care mă scoate din... Da. Gen, după gardul ăsta o să ies din mapă. Da. Vedeți, aici se termină practic mapa. Deci dacă apăsăm pe E, uitați-vă ce viteză avem, frate! Am decolat! Mamă, să mă zici că-s Moș Crăciun acum, pe bune, ia uite. Mă duc să duc cadouri la copii, ești nebun la cap, fii atent. Avem o mare problemă. Nu. Am căzut ea. Aoleo. Ei bine, ne continuăm aventura pe drumul principal. Mamă, ce viteză avem. E fain că nu ne pasă de mașini. Uitați-vă ce-i facem ăsta. Pam, dă-te la o parte. Dați-vă și voi la o parte. Dă-te și tu la o parte. Ia uite-l pe ăsta, luăm un plin. Țeapă. Uite, intrăm cu viteză. Bă! Ia. Iar am zburat, am înțeles. Bă, ce că... da. Mi-am dat seama că mapa asta nu e perfectă. uite o mașină de poliție. Am înțeles, nu vrem să ne atingem de asta. Dă-te, mă! Ia uite-l, mă, pe ăsta. Băi! Oh! Mașina de poliție aici, că a căzut copacul ăsta, vedeți? A căzut copacul ăla. Asta e din mod, știi? Nu e din North Yankton original. A căzut copacul ăla și de-aia e poliția. Mai e ceva interesant pe drumulețul ăsta sau merg degeaba pe aici? Da, merg degeaba, am înțeles. Uite, încă o fermă, foarte drăguț pe aici.
din nou fermă, serpentine, mă rog, curbe. Foarte tare. Deci îmi place modul ăsta de mor, nu știu de voi. Alt drumuleț care nu duce nicăieri. Și văd o clădire acolo, foarte, foarte, foarte tare. Hai să mergem și eu acolo. Let me see. Am înțeles, deci avem un paznic care n-are nicio treabă că noi intrăm cu o mașină cu 12 reni. Aici ai gen prima misiune din GTA. Putem intra aici, dacă putem intra aici e prea genial. Da, se pare că nu putem intra. Ba da! LOL! Mai țineți minte, mă, prima misiune din GTA? Aici. Super tare, ia uite, super tare. Și de aici am luat banii. Tare rău de tot, ia uite. Saci cu bani, banii, nu i-am luat pe toți, se pare. Aici am spar noi safe-ul. Ia. Și, a, uite că, uite și aici. Mamă, uite și de aici începe. Uite și bradul de Crăciun adăugat de mod. Foarte, foarte tare și luminițele alea nu erau. Aici putem intra în camera asta. Ia. Putem intra și aici și ne mur... What is this, guys? What is this? Foarte, foarte tare cum putem intra aici. Și să vedem unde e prima misiune. Ok, hai să plecăm și de aici. Dă-te, băi, jeepule, vii tu în calea mașinii mele. Ia uite, bă, dă-te, mă, de aici, măi, ăsta. A, ok, și aici se termină și mapa. Aici se termină modul. Vedeți dacă trec de chestia asta. Se termină. Dar hai să facem ceva. Dacă ne luăm noi viteză și venim foarte tare și ieșim efectiv din North Yankton. Viteză! Am înțeles, am dat mare fail. Wow, bă, am intrat în apă! What is go... Ia, dacă apăs pe CTRL, să îndrept mașina în sus. Nu, eu mă scufund, frate, ce căcat. Da, super. Bă, da, nu mai era ceva în stânga pe aici? Ia, uite că șina de tren continuă, văd. Dar noi ne blocam acolo. Lol, uite, se văd clădirile incomplete. Ești nebun? Cât de tare. Uite. Voi vedeți că dacă eu calc aici, ies din mapă, dar eu mai am și în asta de tren. Nu iar, pe bune. Oh my god. Ei bine, cam asta a fost acest episod de GTA 5 cu moduri. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Să spuneți în comentarii dacă v-a plăcut acest mod, pentru că mie mi-a plăcut extrem de tare. Mai ales că am putut vedea prima misiune din GTA cu tot ce am făcut și chiar nu mă așteptam la chestia asta. Eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!